Tradiția spune că demonii ies cu torțe din adâncurile pământului și merg din casă în casă pentru a le cere socoteală copiilor în preajma Sfântului Nicolae, care încearcă să-i domolească. Questa lezione, diciamo, ha origini precristiane, quindi si perde la notte dei tempi, deriva da culture, diciamo, ancestrali, dalla cultura dei fauni. Fauni, mezzo uomo, mezzo capra, fauni latini, romani e quant'altro. E non ha paura il bimbo? Ho più paura io, forse. Avete dei peccati quest'anno? No. Zero. Chi sei tu? Spider-Man. E poi farei paura ai Krampus. Tu non hai paura? Paura! No! Vâna Tarvisio din Munții Alpi este punct de întâlnire între cultura italiană, austriacă și slovenă. În localitatea Ponteba, peste 500 de arătări din cele trei țări au băgat spaima în trecători. Sunt la noastră parte più tremenda, siamo noi, espiati tutti i nostri peccati, siamo delle sante. Krampus deschid drumul sărbătorilor de iarnă, care se vor încheia în ianuarie cu Befana, o bătrână vrăjitoare așteptată în ajunul bobotezei. La ciudare de loc înspăimântătoare, mii de oameni au venit să-și plătească păcatele și să înceapă sărbătorile mai liniștiți. Din Italia, pentru Telejurnal, Alberta Forgiarini.